Vorbeam mai devreme cu Pavel Bartoș, care te lăuda și spunea că ai avut mare încredere în el și în filmul ăsta și că lucrați de, adică e în vorbe și apoi în lucru, de 5 ani, așa mult? Păi? Da, un film este, acum se vede un film o oră jumate și gata, dar se face un film e mult, e mult. Și prima dată când m-am povestit, Pavel, am fost aproape, da, 4-5 ani cu o poveste, cu un scenariu, am venit cu COVID, no COVID. Și noi am început momentul de adevărat la să fac filme aproape acum 2 ani. So, este mult, mi-e un drum foarte lung pentru un film. E adevărat și apoi, știți, din păcate stă doar o lună, maxim două în cinematografe, cam așa e un film bun, durează un film bun în cinema. Așa este, noi speram, eu sper, dacă filmul este 4-5-6 săptămâna, 8 nu contase, și după este mult, o tot viața inima de oamenii. Dacă tu vezi un film și te place, este viața ta pe viața. Este important, pentru că cinema are ceva cu imaginea, cu memorabilia, cu... Și e important, noi am făcut împreună, Pavel și eu, ho-ho-ho, acum mult am. Da, si tu vezi cu oamenii de ho-ho-ho, si, se înveste. Si cred că e important, dacă vezi de filme că am văzut, si e important pentru tine, tan res, am fost cu iubita ta, cu cineva, si e momentul ceva, este parte de viața ta. Si pentru noi că facem film, ideea este, vrei să facem film cu succes. Succes pentru noi să fii în inima, în viața de persoana care se uite. Bine, acum să vină oameni cât mai mulți, pentru că un film este un film independent și filmele independente au nevoie foarte mare de susținere ca să puteți să continuați. Nu știu dacă o să fie, n-am apucat să vedem filmul, dacă se poate merge către un Ramon, partea a doua, dar cu siguranță o să fie un film care o să ceară o continuare, adică să vină lumea la film. Eu sper că oamenii se vede la film, eu sper că le place, sper că se rede, sper. Și dacă oamenii, spectatori, le place film, poate că are Ramon 2, dar decizia nu e noastră, decizia de spectator. Dacă spectator le place rede și vrei mai mult, sigur. Spune-mi sincer, după 2 luni de cinema, e o miză pentru producători, pentru regizorii de film să-l mute pe platformele de streaming, să-l vândă? Sau cumva e o strângere de inimă? Nu știu, că sunt părerile împărțite și de-aia vreau să te întreb pe tine. E bine să vindem filmele române și pe platformele de streaming? Eu cred că foarte bine, cel mai mult oamenii pot să vede filme. Ce este pentru mine, pentru mine, nu știu restul de regizor și producător, pentru mine rupte inima este că faci un filme și nu are șansa să se vede, nu are șansa să oamenii se vede. Poate că el cinema 3 săptămâna și gata, și este un dulap și gata. Pentru mine e important că oamenii, dacă este cinema, sigur că poți să fii un pic mai mult în cinema, dar depinde de oamenii, dar streaming, televiziune de Pro TV, antena ceva, cred că e important că oamenii pot să vede filme, este important, dar pentru noi e foarte important că oamenii merge la cinema. Cred că cum se vede mai bine, cum se vede mai spectacular și cum se simte, dacă tu mergi o comedie acasă, poți să te rede. Dacă tu stai în un cinema cu 400 de persoane, tu rede sigur. Rede sigur, si are la fel că fotbal, poți să faci fotbal acasă, dar nu e la fel la că mergi la stadion. Și dintr-un film în altul, pentru că ți-e așa, îți place, pleci la, în America, ți-ai făcut bagajele, plecați la filmări, că am văzut că e casting, ceva pentru... Am venit? Acum 10 ore. A, da? Da, am fost în LA, am plecat de LA, am făcut casting acolo în LA și am venit noapte la ora 12, am fost acum 15 ore. Ați găsit și ceva român pe acolo? La casting au venit? Uite, noi avem de cineva român acolo și e surprinzător. Am făcut casting la 15 persoane de acolo, de România, că lucrul este acolo, de la Iași, de la Sibiu, de la Brașov, București, de la Republica Moldova. Am fost aici, 15 actori și fost un bun actor. Are diaspora, ok, are române pe toate și vrei să ajut. Aici mă bucur că sunt și români în America plecați și vin să joace în filmul vostru. Că ai așteptat de mult partea a doua și te lua cu alte proiecte și tu și Codin și tot. Dar și problema, cum i-am iubit, am fost cu COVID. Era imposibil să mergi în America. Noi am fost, Codin și eu am fost în America acum un an, decembrie. Și am fost cu probleme. Am fost deschis, cu un deschis am mergit Codin și eu să fac prospecție acolo. Și am fost cu testele, cu nu știu ce, am fost cu un problema, nu e ușor. Și acum în America trebuie să fac testele pentru filmare. So, acum e prin primul moment că putem să fac, ok, si noi ideea este, noi facem premiera de Ramon, si în martie eu plec la America, si în aprilie facem Miami Beach 2. Da, gata?
Ce repede merge! Avem premiera! Ce mă bucur! Abia aștept să mă laud la Codin că am avut premieră. Bine, eu am fost și la castingul, de primul casting aici în București, că mi-a plăcut foarte tare și ideea în sine și filmul. Și vreau să întreb dacă tot te duci dintr-o parte în alta, că tu și în cărțile tale scrii că drumurile, mai mult petreci și timp pe drumuri decât în locații. Da. E diferență? Și mă refer acum în ultimii ani, când s-a dezvoltat destul de mult și cinematografia românească. Am început să ne apropiem cumva de Hollywood, de profesionalismul de acolo, sau mai avem puțin de lucru? Cum vezi lucrul? Eu cred că are ideea e că înainte, eu cred că Miami Beach a fost primul film, am făcut alte filme, multe regizori, dar un film care a fost succes pentru oamenii și spectatorii de România l-am plăcut mult. După Miami s-au venit alte filme, Five Guns, Tu Cela, la, cu un team building, Mirciulica, și cred că după COVID am fost norocos dacă oamenii, pentru că oamenii merge la teatru, merge la restaurant, dar cinema va fi un pic așa, dar acum în octombrie am venit team building, Mirciulica, nu știu ce, doi capra, am venit multe filme și oamenii am venit la cinema. Da. Și e bun, am un pic din tren, merge din nou la cinema. Merge la cinema, se vede filmul romaneste. Are mai mult succes filmul romaneste că filmul american. Este bun. Eu cred că e bun pentru industria, pentru spectator și pentru că oamenii vreau să vede filme în America, da, dar filme în România, în romaneste, copii, no copii, comedie, gluma de România, cred că e important. E important, deci putem să lucrăm la fel de profesionist și... Nu, ne putem. Suntem la fel de profesionist.